Iacov, capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 26. După cum știți, suntem la un ciclu de mesaje din cartea lui Iacov, poate mai neobișnuit pentru programele de duminică seara. Vor fi mesaje care vor veni din textul biblic strict și suntem la al patrulea mesaj în această seară. Iacov, capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 26. Sper că aveți Scripturile, aud că se răsfoiesc, slavă Domnului! Ne bucurăm pentru lucrul acesta. Cuvântul Domnului spune așa: frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul din voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și îți voi arăta eu credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, căci credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucrează împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Frați și surori, în această seară, al patrulea mesaj din cartea Iacov, de data aceasta din capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 26. Aș vrea mesajul din această seară să îl intitulez în felul următor: de la confuzie la claritate. De la confuzie la claritate. Câți de aici ați fost cel puțin odată confuzi? Eu am fost de multe ori confuz. A doua întrebare: cine te ajută cel mai mult când ești confuz? Cine? Fraților, cine vă ajută cel mai mult? Să nu spuneți că soția, nu, că vă dă un cod de nu vă reveniți. Păi în mod normal, ele trebuie să ne ajute cel mai mult când suntem confuzi, în primul rând, bineînțeles, după ce citim cuvântul Domnului și așa mai departe. Mă întreb oare dacă este cineva sau dacă sunt persoane care n-au pe nimeni să întrebe când îți confuzi, oare cum îi pentru acele persoane? Mă tot gândesc să stai singur, să fii confuz. Sau poate la unii chiar le convine că nu primești niciun sfat și uite așa, n-au nicio responsabilitate. În această seară am citit un text care poate e unul dintre cele mai, să zicem așa, mai grele, într-un fel, texte din Scriptură, pentru că parcă atacă în mod direct tot ceea ce Pavel a încercat să ne învețe prin scrierile lui. Da? Așa că în această seară, cu ajutorul Domnului, o să încercăm să mergem prin acest text și să ajungem de la o confuzie pe care parcă în prima fază Iacov ne-o aduce, parcă ne bagă într-o confuzie totală, și să ajungem la claritate, la claritatea ceea ce Scriptura vrea să ne spună de data aceasta despre credință. Confuzia poate fi și un atac al diavolului, așa că mare atenție, când credința noastră intră în confuzie, să fim foarte atenți că poate fi și un atac spiritual.
Mai ales când la nivelul credinței intrăm în confuzie. De fapt, aceasta a fost prima tehnică a diavolului, să aducă confuzie și după aceea să-l facă pe om să păcătuiască, după aceea să-l mintă, să-l înșele și să știe că o rezolva treaba cu omul. Confuzie, de la confuzie la claritate. Suntem la al patrulea mesaj, după cum am spus, și Iacov este foarte practic și frații care au vorbit din primele trei mesaje au vorbit despre alte trei subiecte asupra cărora Iacov a încercat să aducă o claritate, că parcă și în dreptul celorlalți subiecte este câte o confuzie. Fratele Avram a vorbit în primul mesaj despre încercare și parcă am înțeles mai clar cum stă treaba cu încercarea. Fratele Radu a vorbit în al doilea mesaj despre... Despre ce a vorbit fratele Radu? Despre mânie. Și avem acum o claritate cu privire la mânie. Fratele Adi a vorbit despre favoritism, despre relații. Și acum e foarte clar că nu trebuie să ne punem numai pe lângă ea care au, care știu, care mai știu eu cum, ci trebuie să fim autentici și să avem relație cu fiecare într-un mod egal. Și în această seară o să vorbim despre credință și să facem puțină claritate în acest domeniu. Dragii mei, credința e foarte importantă, că dacă diavolul reușește să ne confuzeze la nivelul credinței, ne confuzează mântuirea, ne confuzează trăirea, slujirea, dacă credința noastră e afectată, nici vindecare nu mai putem experimenta, așa că cred că e un subiect destul de important ca să îl clarificăm în această seară. După cum am spus, sunt doi mari oameni al lui Dumnezeu în Scriptură care vorbesc despre credință. Și ambii parcă vorbesc opus despre credință. Pe de o parte îl avem pe Pavel, care ne spune că omul nu poate să ajungă neprihănit decât într-un singur mod. Cum? Citesc voi ultimele cuvinte. Prin? Pavel ne arată în toate epistolele lui un singur lucru. Omul nu poate ajunge neprihănit decât prin credință. E clar. Și pe de cealaltă parte vine Iacov, dar nu mergem la Iacov încă, pentru că aș vrea să înțelegem un lucru. Și Pavel și Iacov vorbesc despre același capitol, despre aceeași temă, dar se îndreaptă cu mesajul lor către două categorii de oameni diferite. Adresează două confuzii. Pavel adresează o confuzie despre credință și Iacov adresează o altă confuzie despre credință. Se adresează ca și cum Pavel ar vorbi cu cei de aici și Iacov ar vorbi cu cei de aici. Acum eu vă pun pe toți într-o categorie ca să înțelegem în această seară lucrul acesta. Ce vrea să zică Pavel? Pavel vrea să le zică la cei de aici, și hai să ne imaginăm că cei de aici zic așa, ca să ajung mântuit, să ajung neprihănit și să ajung în cer, trebuie să fac asta, asta, asta și asta. Să mă rog în fiecare zi să dau, să fac. Încearcă să-și obțină neprihănirea prin fapte. Și Pavel zice, o să vă predic vouă și o să vă explic clar un singur lucru. Nu puteți ajunge mântuiți decât prin credință. Nu există altă soluție. Nu există altă soluție. Și Pavel se adresează la această categorie. Iacov se adresează la a doua categorie, la cei de aici. Pentru că există întotdeauna în biserică aceste două categorii. Prima categorie, și mai ales știți cum venim noi din ortodoxie și așa mai departe, sunt oamenii care vor să obțină aprobarea, iubirea lui Dumnezeu dacă mai fac, dacă se mai străduie un pic și așa mai departe. Dar există cealaltă categorie, care și din ăștia avem. Știți care sunt aceștia? Ăștia care zic au credință și trăiesc cum vor ei. Și tare mă tem că sunt și din aceștia mulți. Zic că au credință, m-am botezat, m-am făcut membru, mai și slujesc, dar trăiesc așa cum vreau eu, să nu-mi spună nimeni cum să trăiesc. Și Pavel face o afirmație puternică în cartea lui și în mod special în aceste versete și spune așa, cei care au doar o credință declarativă nu sunt mântuiți. Șocant!
șocant. Credința lor e moartă. Credința lor nu mântuie. Și în această seară aș vrea să ne verificăm fiecare dintre noi și să vedem dacă nu cumva suntem în categoria cu care vrea Iacov să vorbească. Și știți cum îl văd pe Iacov și pe Ioan? Pe Iacov și pe Pavel. Nu certându-se unul cu altul, ci stând unul în spatele celuilalt. Și apărând Evanghelia și spunând la un grup, măi oameni buni, voi orice ar faceți, nu puteți să ajungeți în cer, ascultați-mă, voi nu puteți să ajungeți în cer decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți lucrul acesta. Și îl văd pe Iacov în partea cealaltă și le spune, oameni buni, dacă voi așa trăiți, credința voastră nu vă mântuit. Trebuie să schimbați ceva, trebuie să faceți ceva, că semnele pe care le dați nu dau dovadă de o credință care mântuie. Și unul în spatele celuilalt luptăm pentru aceeași Evanghelie. Dar poate se ridică întrebarea, ce este credința? Și dacă ar fi să răspund la această întrebare, aș spune în felul următor. Credința este încrederea totală în Iisus, în ceea ce a făcut Iisus la cruce, în ceea ce a spus Iisus în Scriptură, în cuvânt, și ceea ce ne spune Iisus prin Duhul Sfânt. Credință înseamnă o încredere totală în ce a făcut Hristos la cruce, ce ne-a spus Hristos în cuvânt și ce ne spune Hristos prin Duhul Sfânt. Toate aceste trei dimensiuni trebuie să ni le asumăm. Încredere totală în Hristos. Aceasta e credința. Spuneți după mine, credință înseamnă încredere totală în Iisus. Asta e credința. Ca să ajungem neprihăniți și mântuiți, înseamnă să ne punem toată încrederea în ce a făcut Hristos pentru noi și în dreptul nostru. Nu se poate altfel. Aceasta e credința. Și acum Pavel merge și zice, dar hai să clarificăm treaba asta. Hai să o clarificăm. Și Pavel vine și ne spune despre trei credințe pe care le poate avea un om. Și prima credință pe care un om o poate avea este o credință care poate să fie moartă. Moartă, simplu. Zice așa Pavel. Există oameni care au o credință doar la nivelul intelectului și credința asta nu mântuie. Doar știu și vorbesc. Aceasta e o credință moartă. Simplu. O a doua credință pe care Pavel vine și ne-o spune, e un pic mai direct aici Pavel, spune așa, și dracii cred, spune, și se înfioară. Și după aceea, imediat următorul verset, spune Pavel Iacov în felul următor, versetul 20, zice așa, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte e zadarnică? Și am numit-o a doua credință, o credință care poate fi goală. Dar de unde e cuvântul ăsta gol și de ce n-ai pus, Călin, credință demonică? Păi am zis că nu o punem demonică, să nu speriem pe nimeni. Și de ce am pus-o goală? Pentru că dacă ne uităm la versetul 20, imediat după versetul 19 spune, vrei dar să înțelegi om nesocotit. Cuvântul nesocotit în greacă este cuvântul kenos. În engleză înseamnă gol și în ebraică. Oameni goi. Este credința, știți cum e credința goală? E credința intelectuală și emoțională. Iertați-mă, e credința aia care știu adevărul, vin la biserică, simt, dar nu fac nimic. Nu ascult de Dumnezeu, nu mă pocăiesc, cum spunea fratele Vale aici, nu renunț la păcat, fac fals în acte, fac numai ce vreau eu, mă compor cum vreau eu, indiferent că mi se predică de 100 de ori cu privire la păcatul meu, domnule, eu îl fac, că nu mă interesează. Important e să mă duc la biserică, important e să am Biblie, important e să mă botez, important e să mai și simt un fior și atât. Frații mei, există posibilitatea să știm și să simțim și cu toate acestea să nu fie o credință adevărată. Și Pavel și Iacov ne avertizează foarte
serios cu privire la aceasta. Știți că dracii cred poate mai multe lucruri decât cred oamenii, câteodată credincioșii. Dracii cred în existența lui Dumnezeu, găsim în Scriptură. Dracii cred în divinitatea Domnului Iisus, în poziția Lui ca judecător la finalul vremurilor, în iad. Știu creștini care nu mai cred în iad. Alții nu mai cred în divinitatea Lui Hristos. Putem să știm și să simțim și să nu avem o credință adevărată. Și al treia credință pe care Iacov ne-o spune și pe care suntem chemați ca să o avem fiecare, este credința care poate ca să fie activă. Nu moartă, nu goală, ci activă. O credință care are fapte. Și după aceea o să vină Pavel și o să zică, stai un pic, hai să vă spun și cu faptele, că nu e chiar așa, nu orice fel de fapte. Și credința activă implică toată personalitatea omului. Implică gândirea, implică emoțiile și implică și faptele, acțiunile. Îi credința aceea care se pune în mișcare. Credința aceea care se vede. Iertați-mă, nu-i destul ca să mă vadă cineva că ridic mâinile sus sau că las o lacrimă. Nu spune foarte multe. Spune, poate spune. Pot să fiu un creștin deosebit și eu chiar cred că trebuie să simțim prezența lui Dumnezeu. Dar nu-i suficient. Trebuie ca să trăim. Credința aceasta activă e o credință care implică absolut toată personalitatea umană. Este o credință care mântuie. Și acum, faptele care fac parte din această credință, iarăși trebuie să le înțelegem foarte bine. Sunt trei feluri de fapte pe care le avem în Scriptură, pe care le găsim. Trei feluri de fapte. Prima categorie sunt faptele legii. Faptele legii, despre ele vorbește Pavel. Adică sunt faptele acelea pe care le fac ca să ajung mântuit. Câți nu v-ați gândit că dacă fac lucrul ăsta, sper că Dumnezeu se îndură de mine și mă mântuie. Sper că ajung să fiu în cer. Sunt faptele care noi zicem că ne ajută ca să fim mântuiți. A doua categorie de fapte sunt faptele cărnii. Sau a firii, dar le-am pus așa ca să le înțelegem mai bine. Faptele cărnii. Și aici mare atenție, sunt faptele care caută interesele personale. Acum eu am întrebare, sunt creștini care s-au botezat și care slujesc, care sunt foarte activi? Da, bisericile noastre, slavă Domnului, noi avem o biserică cu foarte mulți creștini activi. Dar Pavel vrea să ne ducă puțin la exact acolo, la profunzimea situației. Putem să știm despre Dumnezeu, putem să-L simțim și putem chiar să-L slujim și cu toate acestea faptele să nu fie care trebuie. Adică pot să fie faptele cărnii. Cum îți dai seama care sunt faptele cărnii? Îi spui cuiva ceva, repede se supără și își lasă jucăriile. Îi spui ceva cuiva și zice, mă mut în altă biserică. Dacă nu-i convine, pleacă. Dacă ceva nu-i mai place, nu mai slujește. Acestea sunt faptele cărnii, pentru că dacă am fi cu adevărat sau dacă l-am iubit pe Dumnezeu, atunci nu am face ce vrem noi și nu ar fi despre noi. Dacă nu mă pune, nu fac, dacă nu mă băgat în seamă, nu mai slujesc și așa mai departe. Faptele cărnii. Și sunt creștini care pot fenta o viață, absolut o viață, și ei slujesc și noi toți zicem, vai ce pocăiți sunt ei, și când colo, fapte ale cărnii. E vorba despre mine, nu despre Dumnezeu. E vorba de ce interes am, ce-mi iasă mie. Gândesc pe termen lung. Dacă fac așa, faptele cărnii, ale firii pământești. Și există a treia categorie, faptele credinței. Faptele credinței, care sunt faptele care se fac de dragul lui Hristos, ca ascultarea lui Hristos, care nu se opresc, care îl slujesc pe Dumnezeu, care o fac cu inimă curată, care chiar dacă îți vorbiți de rău, chiar dacă îți acuzați, chiar dacă nu se face întotdeauna cum vor ei, ei merg înainte, îs creștinii aia serioși, îs creștinii aia pocăiți, știți? Venim noi din România și mai aveam noi așa, ne mai uitam la câte un frate și ziceam, ăsta e un pocăit. Ăsta e un pocăit. O arătat-o de-a lungul anilor. O arătat-o de-a lungul anilor. Nu e totul despre el, nu cum vrea el și așa mai departe. Faptele credinței. Faptele credinței. Acum, dacă am înțeles, haideți să mergem spre final. Așadar,
ne este clar acum, da? Trei feluri de credințe. Credința moartă, credința goală, credința activă. Credința asta activă poate să aibă și faptele cărnii, dar Domnul ne cere faptele credinței să le facem. Și acum haideți să vedem, în acest text, ni se spun patru feluri de fapte ale credinței. Și hai să vedem puțin dacă se regăsesc în viața noastră. Și a rămas șocat care-i primul. Uitați ce spune în Iacov, capitolul 1, cu 24. Spune așa: religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe, spuneți dumneavoastră, orfani și văduve. Știți care e prima faptă a credinței? Șocant! Compasiunea. Compasiunea. Eu vreau să stau aici două minute. Ascultați-mă, frați și surori, creștinii care nu au compasiune față de orfani și văduve, și vom vedea categoria aceasta, nu au o inimă transformată de Dumnezeu. Există versetul acesta care parcă iasă în evidență în toată cartea lui Iacov. Parcă e cel mai important verset. Eu îl mai citesc o dată. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este, și vorbesc despre primul, să cercetăm sau să ne pese de orfani și de văduve în necazurile lor. Și al doilea, să ne păzim neîntinați de lume. Să ne pese de orfani și de văduve în necazurile lor. Cea mai importantă caracteristică, dacă pot să spun așa, este să ne pese de orfani și de văduve. Orfani și văduve, aș vrea să le privim în trei categorii. Când zicem orfani și văduve, la ce ne gândim? La partea fizică, nu la cei care nu mai au părinți. Și ăștia trebuie să fie în atenția noastră, ascultați-mă, în atenția noastră de astăzi înainte. Zicea Andy Wright, un mare teolog, zice, împărăția lui Dumnezeu are trei caracteristici importante. Are un principiu important, principiul neprihănirea, și are o prioritate, și prioritatea sunt orfanii, văduvele și cei ce au nevoie de ajutor. Astea sunt principiile, principiul și prioritatea. Prioritatea numărul zero sunt oamenii care au nevoie de ajutor. Orfani și văduve. Dar eu mă duc mai departe, din punct de vedere spiritual sunt orfani și văduve, oameni care încă nu l-au pe Dumnezeu ca tată. Dar există și din punct de vedere emoțional orfani și văduve. Știți ce înseamnă să fii orfan și văduvă din punct de vedere emoțional? Să fii în familia ta și să nu te înțeleagă nimeni. Să fii înconjurat de oameni și să fii singur. Să fii în familia ta și să fie toți împotriva ta. Ești orfan și văduvă din punct de vedere emoțional. Și uitați-vă, noi suntem aici 800, câți vom fi, 900 sau așa mai departe. Orfanii, văduvele și cei care nu au, care nu au niciun suport, ei trebuie să fie cei mai importanți. Cei mai importanți. Ar trebui ochii noștri când venim în biserică să fie către cei care sunt în poziția de orfan și de văduvă. Dacă ochii tăi nu te duc într-acolo, dacă inima ta nu simte cu ei, există o problemă cu tine. Asta, tu nu ai fapta credinței. Inima ta n-a fost transformată de Hristos și n-ai inima lui Dumnezeu. Trebuie să simțim cu orfanii și cu văduvele. Compasiunea. Uitați la un moment dat cât de puternică e compasiunea. Despre Domnul Iisus în Matei 20 cu 34 se spune așa. Citesc și în românește și în engleză. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și-au mers după el. Au zis cum scrie în engleză. Moved by compassion, Jesus touched their eyes and immediately they regained their sight and follow him. Moved by compassion. Moved by compassion. Noi așa trebuie să fim mișcați, de compasiune. Asta trebuie să fie mișcarea noastră. Hristos spune, oriunde o să citiți în Evanghelii, unde vedeți că i s-a făcut milă, în original spune cuvântul Domnului, Hristos a fost mișcat de compasiune și s-a atins și a vindecat și a făcut bine. Noi trebuie să fim mișcați de compasiune. Să fim mișcați de compasiune și în mod special către orfani și către văduve și către cei ce nu au niciun suport. Mișcați de compasiune. Inima care nu vede orfanul și văduva, nu simte și nu simte durerea lor și nu acționează, este o inimă neschimbată.
Dar când te lași mișcat de compasiune, o să vezi minuni. Uită-te, nu fii egoist. Frații mei, pe mine mă doare când, ok, există un grup de 10-15 care ei tot timpul merg în stânga, în dreapta, întreabă și așa, și suntem sute de oameni aici. Intrăm și ieșim, n-avem nicio treabă. Ce, am eu prietenii mei, poate dacă mai vorbesc și cu ei, dacă nu plec. Și lângă mine e un om care suferă, e un orfan și o văduvă. Vedem pe ochii lor că n-ai cum să ai Duhul lui Dumnezeu și să nu vezi omul care e singur și care nu are niciun ajutor. N-ai cum să nu-l vezi. N-ai cum să nu-l vezi. Cum ar fi dacă noi de astăzi am avea ochi pentru cei care suferă? Cine nu are această compasiune, n-are faptele credinței. Al doilea e caracterul. Compasiunea, toate le-am pus cu C ca să le înțelegem foarte bine. Compasiunea, caracterul. Care e a doua parte a versetului? Să ne păzim neîntinați de lume. Caracter. Cuvântul neîntinat aici e cuvântul aspilos, care înseamnă fără nicio amprentă pe noi, care să nu o fi curățit. Să nu avem nicio amprentă a lumii pe noi, pe care să nu o fi curățit încă. Nici o amprentă. Știu că s-au pus multe amprente, de când ne-am născut până acum. Dar haideți, începând de astăzi, să fim oameni de caracter. Adevăr să fie în viața noastră. Să nu iubim banii cum iubește lumea. Să iubim oamenii, să-L iubim pe Dumnezeu, să nu căutăm mândria, lăudăroșenia vieții. Să căutăm să fim amprentați de Dumnezeu, nu de lume. Caracter. Caracter. Zice la un moment dat David în Psalmul 139, Doamne, vezi dacă sunt, în engleză spune așa de frumos, vezi dacă în mine îi o cale rea și ajută-mă să mă duc pe calea veșniciei. Citiți ultimele versete din Psalmul 139. Vezi dacă în mine îi o cale rea, îi o tendință rea și ajută-mă, Doamne, să mă duc pe calea veșniciei. Că sunt multe căi rele noi, sunt multe. Și numai le vedem așa câteodată, dar trebuie să ne oprim și să le schimbăm. 3. Compasiune, caracter, credincioșie. Și imediat aici, în acest verset, ni se vorbește despre două persoane. Care e prima persoană pe care Iacov ne-o aduce în lumină? Avram și a doua, Rahav. Avram și Rahav. Avram este exemplul credincioșiei. Acum, foarte interesant, vine Iacov și zice că Avram a fost considerat neprihănit prin fapte. Nu-l contrazice deloc pe Pavel, care spune că a fost considerat neprihănit prin credință. De ce? Pentru că odată ce Avram aude cuvântul și îl crede, Dumnezeu îl declară neprihănit. Și după aceea zice, îi timpul Avram să se vadă public credința ta. Și va veni o zi în viața noastră când va zice Dumnezeu din cer, îi timpul Călin să se vadă public credința ta. Tu zici, îi timpul să se vadă public. Așa e că toți am avut poate un astfel de moment, sau poate va veni, cu siguranță va veni, să se vadă public credința ta. Și știți ce se întâmplă? În Genesa 22 vine Domnul și vorbește și spune, Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești și adu-mi-l ca jertfă. Frați și surori, să-ți ceară Dumnezeu să sacrifici ce iubești cel mai mult, ca să se vadă public credința ta. Dacă ne-ar cere Domnul, ce-am face? Public. Să se vadă credința noastră. Și auziți, am făcut o radiografie a unei decizii grele, ca să zic decizii grele. Știți, pentru unii greu să facă lucruri mari pentru Domnul, la unii li-e greu și să meargă să vorbească. And I want to be very open. La unii li-e greu să meargă, să vorbească și să încurajeze pe cineva. Și aia e greu. Dar indiferent care, una sau alta, uitați ce, cam cum arată o decizie grea. Spune cuvântul Domnului că Avram era la Berșeba și aude cuvântul lui Dumnezeu. Și cum îi răspunde Avram? Iată-mă, în engleză știți cum spune? Here I am. Here I am. Păi ce interesant. Să fii în locul unde Dumnezeu să-ți poată vorbi. Here I am. Zice, Domnul zice, ia-l pe fiul tău și adu-mi-l ca jertfă. Și-a urmat o noapte. O noapte de frământare. Pentru că știi ce? Când Dumnezeu îți vorbește, imediat după ce îți vorbește Dumnezeu și îți spune un lucru greu, vine o noapte de frământare.
Și acum eu nu știu ce-o fi fost noaptea respectivă, dar nu m-aș fi mirat și nu m-aș mira ca să fi plâns Avram. Să fi zis, Doamne, dar după Tu mi l-ai promis și cred că după 100 de ani, să nu mai țin de câți ani eu avut când s-a născut Isaac, atât de mult l-am așteptat și Tu acum vrei ca să-l aduc, să-l dau ca jertfă. Probabil o plâns, probabil n-o dormit în noaptea aia, dar nu contează ce s-a întâmplat. Ideea e că spune cuvântul, dis de dimineață, s-a sculat și a zis, mă duc și ascult. Dis de dimineață, a zis, mă duc și ascult. Și Avram era și bogat, putea să-i pună pe slujitor să zică, pregătiți-mi lemnele, focul și cuțitul. Aici să le am. Dar au zis că el și le-a pregătit toate. Pentru că o decizie grea, cam așa se întâmplă, îți vorbește Domnul, urmează o noapte grea, ai luat decizia ca să faci lucrul respectiv și după aceea începi și pășești. La unii le ia 10 minute până să ajungă la fratele să zică, iartă-mă. E noaptea grea și până ajunge la fratele, deși de aici până acolo, durează mult. Și frații mei, mai spunem că avem credință, că ni-e greu să ne cerem iertare câteodată, ni-e greu să renunțăm la un păcat, ni-e greu să renunțăm la 5.000 de euro sau oricât de mult ar fi. Nu știu, nici fratele Vali nu știu ce o să se predice, nici eu nu știu ce o să zic el, dar e clar, trebuie să ne oprim din păcatele care sunt viața noastră. Și spune la un moment dat că Avram 3 zile urcă și face pași grei unde pruncul îi pune întrebări. Dar nu se dă bătut. Ajunge, pregătește jertfa, că știți cum e? Când ajungi și te pui față în față cu problema, ești ca o jertfă. De data asta zici, Doamne, gata, ești ca o jertfă. Facă-se voia Ta. Și în momentul când zici că ești ca o jertfă și ai și făcut tot drumul, în momentul ăla se aude din cer din nou numele Tău. Și el era pe Moria acum și Domnul iar îi vorbește, zice, Avrame, Avrame, și el știe ce zice? Here I am. Here I am. Dacă se oprea până să ajungă pe Moria, nu mai auzea glasul Domnului, că Domnul vorbea pe Moria. Eu vorbit odată la Berșeba și după aceea eu m-am mai vorbit odată pe Moria. Și știți de ce noi n-auzim glasul lui Dumnezeu? Că nu facem, nu suntem în locul unde trebuie. Suntem pe la jumatea drumului sau rămânem tot la Berșeba și suntem la Berșeba, zice, Doamne ajută-mi, Doamne vorbește-mi, dar s-am vorbit, du-te și cere-ți iertare. Doamne, te rog frumos, vorbește-mi și dă-mi lumină, Doamne, te rog frumos, dar s-am vorbit, lasă-te de păcatul ăsta. Doamne, te rog frumos, dă-mi soluție, Doamne, te rog frumos, dar s-am vorbit, eu vreau să-ți vorbesc aici din nou, ca mai apoi să mai faci un drum. Ce știi trebuie să rezolvi ca să poți să auzi vocea lui Dumnezeu de la Berșeba la Moria, de la Moria dincolo, ca să poți să zici, here I am, aici-s, Doamne. Frați și surori, ce ne-e așa de greu ca să renunțăm la lucrurile care știm că nu sunt după voia lui Dumnezeu? Vrem credință sau spunem că avem credință? Știți cum e credința asta activă? Înseamnă să decizi și să acționezi în ciuda confuziei care e în tine. Și eu am avut de multe confuzii în mine. Și am zis, Doamne, dar nu face sens, dar nu face sens, dar nu face sens. Dar am știut, trebuie să acționez. În ciuda fricii de incertitudine, fricii de eșec, că mă fac de râs sau că te faci de râs, credința activă trebuie să pășească. Și al treilea și ultimul lucru, al patrulea, curaj, compasiune, caracter, credincioșie și curaj. Acestea sunt 4 fapte ale credinței. Acum, Rahav. Femeie ușoară. Vin 2 spioni în Ierihon. Eu am o întrebare. Cum de Rahav sau cum de spioni ăștia au nimerit în casa lui Rahav? Cum de? Există o singură explicație. Nimeni n-a crezut în ei. Nimeni. O auzi Rahav că există un Dumnezeu al lui Israel. Teologii zic că credința ei deja era născută. Și acum au venit momentul să se vadă fapta credinței. O auzi că e un Dumnezeu al lui Israel care e puternic. Și o zis, eu cred în Dumnezeu ăsta. Și când i-o văzut, i-o luat în casă. Știi ce înseamnă curaj? Să fii singurul care să faci ce trebuie când nimeni nu mai vrea să facă lucrul ăla. Rahava a fost singura din Ierihon
care a făcut ce a trebuit să facă. Trebuiau toți să se trezească, nu o femeie ușoară, toți să zică: măi, voi sunteți oameni din poporul Israel, am auzit despre voi că Dumnezeu vostru face minuni, sunteți în drum spre noi, veniți, veniți, hai să facem pace. O singură femeie, singură, curaj, știi ce înseamnă? Să fii singurul, să stai de partea dreptății când nimeni nu mai vrea să stea. Să nu te afecteze că nici ăla nu vrea și poate de multe ori în situație și zici: dar și ăla vede și de ce nu face? Dar și ăla vede, știe clar că nu e așa, ăla de ce nu face? Nu contează de ce nu face. Ai curaj și fă tu. Ai curaj și fă tu. Femeia asta cred că a avut o rușine peste viața ei, dar nici măcar rușinea trecutului nu a oprit-o, nici statutul prezentului, nici frica de respingere. Ce se întâmpla dacă veneau ăștia în casă și aflau despre ea că e o femeie ușoară, zică: lasă-mă că plec de aici, că de se aude că am intrat la tine în casă și am și dormit peste noapte. O riscat să fugă ăștia din casa ei, o zis: să mă mai resping o dată, nu contează. Nu contează. Unii nu vrem să-L slujim pe Dumnezeu și să facem faptele credinței de frica respingerii, de frica că ne resping oamenii. Dar știți ce e interesant? Tocmai frica de respingere se biruie prin apropierea de oameni. Frații mei, mă duc acum la final, mai am avut câteva gânduri, dar le lăsăm. Și aș vrea să vă dau o veste bună. Știți care e vestea bună? Vestea bună e următoarea. Avem aici un verset atât de minunat, nu știu dacă l-ați sesizat. Versetul 22 spune așa: vezi că credința ta lucră împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Spuneți după mine: prin fapte credința ajunge desăvârșită. Ah. Știți ce mi-a vorbit Domnul prin versetul ăsta? Sunt momente când parcă nu mai simt și nu mai cred nimic. Sunt momente când parcă nu mai văd nimic, nici în jurul meu, nici în interiorul meu și parcă nu mai am credință. Atunci mai există o singură alternativă. Să fac fapta care Dumnezeu mi-o cere și credința începe să devină desăvârșită. Când ți-e greu și nu mai înțelegi nimic, când parcă nu mai vezi nicio soluție și nu mai îți vine nicio credință în minte, niciun cuvânt al lui Dumnezeu, ai o singură soluție și pentru mine asta e deosebit. Să știi că dacă faci fapta asta, credința ta se întărește. Poți să-ți întărești credința cu faptele. Poți să-ți întărești credința cu faptele. Credința devine completă și desăvârșită în timp ce acționezi. Știți că noi avem cam patru stări în noi sau patru moduri de a ne relaționa. Sentimente, gânduri, senzațiile fizice și faptele. Faptele sunt singurul lucru asupra căruia avem control 100%. La astea trei nu. Că câteodată gândurile ne joacă feste. Faptele e 100% avem control. Și Biblia zice: când simți că credința ți-e slabă, fă o faptă, slujește-L pe Dumnezeu, fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat și o să ți se întărească credința. Când credința ți-e slabă, acționează și credința ta se va desăvârși. Întrebările cu care vreau să vă las în această seară sunt acestea. Prima: ce eviți să faci și îți ucide credința în aceste zile? Știți că am vorbit despre credință moartă. E că nu facem. Ce eviți să faci și lucrul acela îți ucide credința în aceste zile? Tu știi ce trebuie să faci. Ce eviți să faci? Doi: ce frică îți golește credința? Ce frică îți golește credința? Și trei: care va fi povestea vieții tale de credință când va sta alături de Sfinții Domnului? Știți că în Evrei 11 se vorbește despre Sfinții. Și într-o zi, această listă din Evrei 11 o să fie mai mare. Știți? Toți care o să ajungem acolo, o să fie și numele nostru acolo. O să zică: prin credință, Dorel Jurgea. Jurgea sau Jurgea, frate Dorel? Cu G sau cu J? Cu G. Prin credință, Dorel Jurgea. A... ce a? Prin credință Călin ce? Ce a făcut? Prin credință Călin cât? Cât a făcut? Prin credință Călin cum? Cum a făcut? Vom fi acolo toți. Prin credință ce am făcut? Dacă vom fi. Că acum studiind acest text, cred că e clar. Dacă nu
avem faptele credinței, cel puțin cele patru. Compasiune, caracter, credincioșie și curaj. Ce se va scrie despre noi? Ce se va scrie? O juca safe și n-a făcut nimic? I-am vorbit la Berșeba și el tot acolo a rămas. Prin credință, ce se va scrie despre noi? Mă rog, că în această seară, acest cuvânt care l-am auzit și care a fost pentru mine și pentru noi, să nască credință în viața noastră și să ne putem schimba viața fiecare dintre noi. Amin.